Ziua Națională a României a fost marcată printr-un eveniment care a strâns sute de severineni în fața scenei de pe strada Crișan din Drobeta Turnul Severin. Unirea a fost una muzicală, iar fiecare zonă a țării a fost reprezentată de interpreți de seama ai cântecului popular. Gazda evenimentului organizat de reprezentanții primăriei severinene și ai Palatului Culturii Teodor Costescu a fost îndrăgita interpretă de muzică populară Emilia Dorobanțu. Se aude glas peste Carpați, să fim astăzi românii frați. Preamolta voastră păstuiți, de-acum hai să fiuriți. Un periplu muzical care ne-a purtat prin toate regiunile țării a fost organizat la Drobeta Turnul Severin pentru a marca Ziua Națională. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin, dar și reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu, a strâns un număr record de spectatori în fața scenei de pe Crișan. În premieră, unirea a fost și una muzicală, iar gazda spectacolului, Emilia Dorobanțu, a reușit să aducă prin muzică reprezentanți din toate regiunile țării. Spectacolul a fost deschis de soliștii din Oltenia. Sunt onorată să invit în scenă o artistă tare dragă dumneavoastră, sufletelor dumneavoastră și dragă și mie de când eram copil mic și o ascultam, iar astăzi mă bucur enorm să cântăm împreună pe această scenă, doamnelor și domnilor, aplauzele dumneavoastră, Anica Ganțu! La mulți ani, dragi severineni, la mulți ani, România! Pe soția dumneavoastră, o voce reprezentativă a Mehedințului, pentru că eu de când am venit la Mehedinți, am învățat să joc și dansul. Și acum, dacă îmi permiteți, vreau să cânt împreună un dans alături de Alina Mozdreghia! Să unde, să unde, peste voi și munți, dansul nostru mândru ca la Mehedinți! Să unde, să unde, peste voi și munți, dansul nostru mândru ca la Mehedinți! Lucru mare-i omenia, mai de preț ca bogăția. În viață câștigi s-o pierzi, omenia s-o păstrezi, mă. Maramurești, plai cu flori, măi dorule, măi să vă audă. Mândruiește sărbători, măi dorule, măi. Nu-ți mai stă de parce, la-i-la-i-la-i-la-i-la, acum nici o noapte, la-la-la-i-la-i-la-i-la. După ani de zile, Maria Dragomiroiu a revenit în fața publicului spectator din Drobeta Turnul Severin. Va cânta cu drag și din suflet, să știți că pe lângă artistul extraordinar, care este cunoscut de întreaga lume și de întreaga țară, este un om deosebit, care vă cântă din suflet și cu inima. Deci faceți loc la masa voastră, vă cântă cu drag! Cine e? Doamna Maria Dragomiroiu! Lic, 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 ce mai fată cu ilic? Lic, 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 ce mai fată cu ilic? Și pe fus n-are nimeni, nici-o fi de boranjic, că de acum o săptămână ia câțul fusul din mână. Oh, oh! Lic, 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 lic,
clic, ce mai facă cu ilic. Cel mai de succes ansamblu de dansuri al Mehedinților, cu o istorie de 10 de ani, a revenit sub coordonarea Palatului Culturii, iar dansatorii coordonați de Sanda Stănilă au urcat în premieră pe scenă. În această seară am pregătit pentru dumneavoastră, dar și pentru reprezentanții primăriei și ai Consiliului Local, o surpriză. Am reîntregit cumva această orchestră, Lăutarii Mehedinților, cu un grup de dansatori. Este surpriza noastră din acest spectacol. Grupul de dansatori se numește Izvorașul și este al Palatului Culturii Teodor Costescu. O suită oltenească și o suită de Moldova vă vor fi prezentate în această seară de grupul de dansatori format de Sanda Stănilă și Ionuț Iovanel. Seara s-a încheiat cu un grandios spectacol susținut de Marcel Pavel și Emilia Dorobanțu. Bucur să văd atât de multă lume, atât eu cât și echipa dumneavoastră. Tot ce se întâmplă pe scenă, tot ce vedeți frumos, este pentru dumneavoastră. Am trecut cu toții prin momente dificile și trecem și am considerat că aveți nevoie și dumneavoastră și noi de astfel de momente să vă simțiți bine, să vă opriți puțin din tumultul zilei, al muncii, și să ne bucurăm cu toții de ce avem în orașul nostru. Avem un oraș minunat, un oraș frumos, să fiți mândri că sunteți severineni, să fiți mândri că trăiți în Severin. Maratonul muzical a început la ora 16:30 și s-a terminat în jurul orei 19:30, timp în care, în pofida frigului pătrunzător, oamenii au cântat și au dansat alături de interpreții care au evoluat pe scenă.